Salutare tuturor, sunt Flori și astăzi o să filmez în sfârșit ce se află în geanta mea. Nu știu de ce mi-a luat așa mult timp să-l filmez, mai ales că îmi doream de foarte mult timp să filmez acest clip. Dar în sfârșit m-am hotărât să fac unul dintre cele mai populare taguri de pe YouTube. Îmi plac și mie foarte mult videoclipurile de genul acesta și de câte ori văd un film, What's in my bag, mă uit la el pentru că sunt curioasă să văd fiecare ce are prin geantă, ce geantă poartă și cum și-o organizează. Ok. Aceasta e geanta mea, așa arată ea, o am de la Oriflame, din oferta online. Are un mâner, un singur mâner, și dacă vrei să ai mâinile libere, poți atașa această curea, care se prinde și se desprinde foarte ușor de aici și de aici. Ok, are și o fundiță, o eșarfă, așa a venit cu ea. O poți purta și la gât, dar și la păr. Ok. Se închide și se deschide prin interior și nu prin exterior, așa cum se întâmplă la majoritatea genților. Ok. Ea arată cam așa. Este încăpătoare. O folosesc atunci când plec toată ziua de acasă, când am o grămadă de lucruri de făcut prin oraș sau când sunt la serviciu, iar în ea sunt produsele care nu-mi lipsesc niciodată din geantă. De exemplu, când ies în oraș doar la plimbare, îmi iau altă geantă, una mai micuță, deoarece îmi iau mai puține lucruri în ea, de genul portofelul, care este indispensabil, telefonul, iarăși un ruj, șervețele și eventual un parfum. Iar când merg la sală, îmi iau o altă geantă, o geantă gen sport sau un rucsăcel. Ok. Haideți să vedem ce se află în interiorul ei. Are trei compartimente. Acesta și acesta, iar aici pe mijloc are un compartiment cu un fermoar. Aici e super plină. Aici mai are un fermoar, un buzunar cu un fermoar. Iar aici, două buzunare micuțe, dar fără fermoar. Haideți să începem cu compartimentul de la mijloc, unde, bineînțeles, îmi țin și portofelul. Aici portofelul, cu toate minunățile în el, carduri, buletinul, bineînțeles, aici îmi țin banii, aici mărințișul, deja se aude. Aici am o rețetă pentru mama. Și cam asta e. E într-adevăr, îl porc cam de mult, de vreun an de zile și vreau să-l schimb, că nu mai îmi place, bineînțeles. Așa, ce mai avem aici? Un piapten, nu se știe niciodată când ai nevoie de el. Un pix. Mai avem ceva, ia să vedem. Încă un pix. Am terminat aici. Avem acum compartimentul. În compartimentul acesta avem sticla de apă, care o port tot timpul după mine, sticla wellness, așa arată. Am primit-o cu 5 lei, parcă, ceva de genul ăsta, sau chiar cadou, da, 5 lei sau 10 lei, nu mai știu exact. Era tot așa în oferta online, la calciu marin și vitamina D, ceva de genul acesta. Aici am șervețele umede, fără alcool. Aici șervețele uscate. Aici iarăși șervețele uscate. O plăsuță. Iar aici am o plăsuță de la Ladies. Iar în ea am, ce credeți? Un catalog Ladies, pe care îl port tot timpul după mine. Un catalog Oriflame, tot așa îl țin după mine. Iar aici am o agendă de la sponsora mea, Liliana, care îi mulțumesc din nou. E foarte drăguță, se pare că e și un autograf de la Alina Eremia. Este nouă și încă nu am început să-mi notez nimic în ea, de aceea pot să vă arăt așa un piculeț. Deoarece e foarte drăguță, are și
produse de la Oriflame. Cam așa arată. Vreau să vă arăt ceva. Cred că am trecut. Exact, aici. De exemplu, acest blender îl poți avea în campanie, în catalogul 15 cu numai 5 lei. Și anume, dacă începi un abonament cu un set wellness pe codul tău de client în campania 11, cea de acum, și îl finalizezi în campania 14, primești acest blender wellness în comanda din campania numărul 15 cu numai 5 lei. E super! Ok, deci așa arată agenda. Mai departe, am arătat și agenda. Aici avem Orbit. Aici am portfardul pe care o să-l las la urmă, deoarece am cele mai multe produse acolo. Evantaiul, bineînțeles. Mai port, după mine, să știți, când și când, umbrela, care o am tot așa de la Oriflame, primită cu vreo 5 lei. Iarăși tot așa la ofertă a fost. Aici am o oglindă de la The One, tot Oriflame. Și mai am aici. Da, am un ceas pe care îl port de mult timp la mine, pentru că nu am timp să-i cumpăr. O curelușă am. Aici am wellness, pachetul wellness pentru femei. Fiecare seară am grijă să-mi pun un pliculeț, cel puțin, în geantă, ca a doua zi când merg prin oraș să nu uit să-mi iau porția. Ce mai am aici? Tic-tac. Ok. Am ceva aici, nu mai am. Și acum să vedem ce avem în portfard. Un parfumel de la Eclat Femme. Iarăși un parfum. De asta e o apă de parfum de la Love Potion Secret. Ok. Aici am o cremă de mâini de la Nuveci cu factor de protecție. Aici am un balsam de buze de la Giordani Gold. Tot așa cu factor de protecție. Nu numai că hidratează buzele, dar le dă și o strălucire intensă. Are un miros plăcut, chiar și un gust. E preferatul meu. Aici. Mie îmi place să le țin așa în cutiuțe. Aici am o mascara de la Giordani Gold, o mascara iconic. Așa arată. Da, e foarte drăguț. Se dă foarte bine cu el. Ia, nu fumez, dar am o brichetă la mine. Ce mai avem aici? Am o trusă de manicură, tot așa de la Oriflame. O țin și pe aceasta tot timpul după mine. Ok, ce mai avem aici? Aha. Am aici o pensulă, pensula și pudra. Am această pensulă, o folosesc, de fapt este de la Oriflame. Și o folosesc pentru că acoperă foarte, foarte mult și foarte light și nu folosesc altă pensulă decât pe aceasta pentru pudră. Iar aici am o pudră de la Ladies. Iarăși e foarte bună, îmi place foarte mult, acoperă mult mai bine. Iar ziua doar retușez așa, prin centrul feței, atunci când e nevoie și gata, am fața din nou matifiată. Și nu încarc tenul pe timpul zilei, aiurea. Ok, mai am ceva? Da, mai am niște creioane și anume, acesta este pentru buze, creion pentru buze, tot așa de la Oriflame. Aici am un creion de ochi negru, asta cred că e de la Lady, sigur.
Aici mai am un creion de la Giordani Golda, Isavu Vârfu. E foarte frumos ăsta, adică se dă foarte bine cu el. Iar aici am pentru sprincene, întotdeauna le por la mine, deoarece se fac foarte repede sprincene, tot de la Giordani Gold. Se le fac foarte repede și foarte rapid și foarte bine. Și cu folosind, bineînțeles, și periuța. Ok. Mai avem ceva? Ah, mai avem, mi-a rămas buzunărelul acesta. Avem aici căștile. Aici avem pentru prins părul, când e nevoie. Iar aici avem ochelarii de soare. Îi țin întotdeauna în acest săculeț. Tot așa sunt de la Oriflame. Și cred că am dat pe ei vreo 50 de lei. Ok. Și cam acestea au fost lucrurile care se află în geanta mea. Dacă v-a făcut plăcere să mă urmăriți, apăsați butonul de like, abonați-vă la canalul meu. Dacă n-ați făcut-o deja, iar mai jos, lăsați un comentariu și anume, care sunt lucrurile pe care voi le luați tot timpul în geantă și care vă sunt indispensabile. Și vă rog să mă urmăriți și pe Facebook și pe Instagram, pentru că astfel puteți vedea tot ce fac eu în viața mea de zi cu zi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și rămâne să ne vedem la următorul video. Vă pup, pa, pa!